Delegația Patriarhiei Române, care va participa mâine la proclamarea canonizării Sfântului Cuvios Ioan Iacob în Patriarhia Ierusalimului, a fost primită astăzi de prea fericitul Părinte Teofil al III-lea. Patriarhul Ierusalimului a binecuvântat pe membrii delegației condusă de preasfințitul părinte Timotei Prahoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor și a subliniat cinstirea deosebită de care se bucură Sfântul Ioan Iacob în Țara Sfântă. fericirea sa a mai evidențiat faptul că legătura Bisericii Ierusalimitene cu Biserica Ortodoxă Română este una specială și mereu aducătoare de roade duhovnicești. Pelerinii români au dăruit Patriarhului Ierusalimului două icoane, una cu chipul Sfântului Teofil Mărturisitorul și alta cu chipul Sfântului Cuvios Ioan Iacob proclamarea canonizării Sfântului Ioan Iacob în Patriarhia Ierusalimului va avea loc la Mănăstirea Sfântul Cuvios Gheorghe de la Joseva, în prezența a numeroși ierarhi și pelerini din mai multe țări ortodoxe.